Vocerile pentru noul guvern intră în linie dreaptă. Marcel Ciolacu se pregătește să ia locul lui Nicolae Ciucă. Ba mai mult decât atât, Ciucă îi lasă lui Ciolacu și dreptul de a avea ultimul cuvânt în privința membrilor cabinetului, fie ei și membrii ai PNL. Uimiți de bunăvoința arătată de liderul partidului lor, partenerilor din PSD, liberalii se regrupează. Parlamentarii PNL încearcă să ia de la UDMR Ministerul Mediului un portofoliu bănos. Dorința liberalilor îi înfurie pe cei din UDMR care nu vor să cedeze Ministerul Mediului și amenință cu ieșirea de la guvernare. Discuțiile pe rotativă sunt departe de a fi finalizate și scandalurile par să se țină lanț în coaliție. Se duc tratative, se împart ministere, se cedează ministere sau se amenință cu ieșirea din coaliție, dar nimeni nu recunoaște nimic. Cert este doar că Ciucă a predat deja pâinea și cuțitul lui Ciolacu. Cu certitudine vor fi modificări inclusiv la actualii membri ai cabinetului. Și totodată trebuie să menționez că există, în momentul în care va prelua funcția de premier domnul președinte Ciolacu, decizia dumnealui asupra ceea ce înseamnă numirea viitorilor. Deci domnul Ciolacu va decide cine va rămâne și cine va pleca din guvern, din viitorul guvern? Discuțiile știți foarte bine că sunt între liderii partidelor, la nivelul partidelor, fiecare listă de membri în guvern trebuie aprobată în Biroul Politic Național și ulterior ultimul cuvânt îl are premierul. Poate că îi se face și lui Ciolacu milă și îi dă portofoliul de la armată înapoi sau îi face un loc de vicepremier în guvernul condus de PSD. Rămâne ministru al apărării? Nu, nu, haideți să nu dăm curs speculațiilor în momentul ăsta. Nici din tabăra PSD-știlor nu se discută despre împărțirea ministerelor. Socialdemocrații trag și ei înainte cu protocolul care trebuie respectat, însă deja nu-i mai crede nimeni nici pe ei, nici pe liberali. În acest moment nu avem o hotărâre a biroului permanent sau a Consiliului Politic referitoare la formula guvernului Ciolacu. Acestea urmează să aibă loc. Deocamdată, deciziile pe care le avem sunt deciziile referitoare la protocol și da, acesta este în vigoare. Nici despre schimbările de miniștri din propriul partid, cei din PSD, nu vor să vorbească. Cu certitudine, colegii din PSD, din forurile statutare de decizie, v-am spus, biroul permanent sau Consiliul Politic, vor lua aceste decizii în momentul în care ne apropiem de momentul schimbării premierii. Îl salut pe expertul în cercetare de piață, Marius Luican, este în legătură video directă cu noi în această oră. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Să rămână, mulțumesc de invitație. Vreau să analizăm, domnule Luican, această atitudine pe care liderii coaliției de guvernare o au în prag de rotativă. De ce atât de multă secretomanie? Care ar fi strategia? Eu aș împărți discuția politică din România la modul general pe anul acesta mai ales, dar și pe anul următor, în două tipuri de obiective. Avem o dată, așa cum frumos ați numit-o dumneavoastră, bătălia pe ciolan, bătălia pe funcții, și în plan secund în momentul ăsta avem setarea anului electoral 2024. Aceste două dimensiuni funcționează în paralel, împreună, în mod direct sau indirect. Pentru că la momentul ăsta, până la momentul ăsta, Partidul Național Liberal, prin perioada lui de dinainte de PSD și prin perioada PSD, el este cel care a decontat toate grozăveniile de la perioada pandemiei, vă aduceți aminte, perioada de acum. La momentul ăsta, liberalii cred că negociază cu PSD-ul în paralel mai multe subiecte. Deci secretomania, eu cred că este generată de faptul că sunt multe capete de negociere. Nu este doar o negociere a structurii unui executiv, al cărui conducător ne este foarte limpede, îl vom avea, cu siguranță, începând cu începutul lunii următoare, dar de aici încolo portofolii, liberalii vorbesc despre a renunța la transporturi, în continuare să
cu speranța susținerii din partea PSD într-o comasare a alegerilor într-un fel sau altul. Există această discuție pe care am auzit-o cu toții despre posibilitatea ca actualul prim-ministru să continue în următorul cabinet ca ministru al apărării. Aici liberalii se împotrivesc. Din punctul meu de vedere, s-ar putea să greșească că se împotrivesc, pentru că poziționarea premierului Ciucă ca subaltern al șefului PSD va realiza o transformare de imagine, va poziționa PNL-ul ca mâna a doua în guvernare de aici încolo. În același timp, ca să vedem câte capete de negociere există, în același timp există discuția deficitului bugetar. La cine se va sparge? Până la momentul ăsta, politicul a vândut aceste tăieri bugetare ca pe niște elemente de bună administrare. Dom'le, vom tăia de la mobilier, vom tăia din mașinile pe care vroiam să le cumpărăm, nu vor mai exista poziții în consilii de administrație. Evident că aceste tipuri de tăieri sunt electoral pozitive, ca să zicem așa. Dar există o întrebare retorică și eu sunt sigur că pe lângă tăierile astea ar trebui să mai fie și alte tăieri. Adică există întrebarea retorică, deficitul acela și dificultatea bugetară pe care România o are astăzi se acoperă doar din mobilier participări păi, în... Nu se acoperă, domnule Luican, pentru că din 20 de miliarde înțeleg că vor fi acoperite doar 7. Deci nu se acoperă. Poate așa, parțial și cu promisiunea că până la finalul anului se vor regla lucrurile. Deci, cu alte cuvinte, în momentul acesta, în pachetele de negocieri, haideți să facem un summary, așa, un inventar al subiectelor. Avem pozițiile ministeriale, odată, pe masa negocierilor. Avem modalitatea de implementare a multelor tururi de alegeri de anul următor. Avem decontul electoral al unor potențiale tăieturi bugetare care există în anul acesta. Avem pe lângă acestea o serie de alte poziții pe care noi le-am văzut, că s-a numit ANRE, că s-a numit ANCOM, că se numește cine știe cum altfel. Deci în primul segment ăla cu bătălia pe Ciolan, de care discutam puțin mai devreme, deci sunt multe cărți pe masă în același timp. Asta este principala motivație pentru care degeaba primul ministru ne spune astăzi că trebuie să discutăm la nivelul sistemului, ați văzut ce frumos spunea puțin mai devreme, discutat în partid și după aia la nivelul... Nu cred că astea sunt problemele lor. Problemele lor țin de faptul că sunt multe subiecte de închis în același timp și cred că dintr-o agendă executivă, Partidul Național Liberal se va muta, pentru că e într-o situație dificilă electoral, se va muta în următorul an de zile către obiective electorale. Și este posibil să vedem o alterare a PSD-ului în procente și măcar o stabilizare a Partidului Național Liberal, ieșind de pe prima scenă a administrării dificultăților României. Asta dacă știe să speculeze exact această poziție secundă de pe scena politică, se va întâmpla ceea ce spuneți dumneavoastră. Și referitor la ultimul aspect pe care l-ați menționat, domnule Luican, și anume numirile acestea care încep să aibă loc, aceste sinecuri ale politicienilor,